Bună, dragii mei, bine ați venit la Taroterapia! Astăzi facem o nouă citire care este energia conexiunii dintre tine și persoana care te interesează, ce ar putea să apară în această relație în perioada următoare. Este o citire colectivă, vă invit să luați de aici doar ceea ce se potrivește cu voi. Este o citire atemporală, adică este relevant momentul în care ascultați acest mesaj, nu momentul publicării acestui video. Și pentru seturi de tarot, oracole, cursul de tarot cu metoda Taroterapia, vă aștept pe site-ul www.taroterapia.ro. Începem cu tarotul celor 78 de uși. Vă invit să ascultați până la capăt. Voi da detalii despre semne zodiacale, date de naștere inițiale și haideți să vedem așadar care este energia conexiunii voastre și ce ar putea să apară între voi doi. Iată o persoană care stă pe gânduri, o persoană care se simte singură, o persoană care trebuie să-ți ofere ceva pentru a recăpăta atenția ta, pentru a recăpăta prezența ta, pentru a recăpăta afecțiunea ta. Avem aici pe cineva care s-a îngrijorat foarte mult în legătură cu tine, ascultătorule, cineva care s-a îngrijorat foarte mult în legătură cu relația voastră. Cineva care simte foarte multă vină. Cineva care regretă ceva. Haideți să vedem în continuare. Persoana asta pare să regrete ceva ce ajunsese la final. Sau persoana asta nu poate să închidă un ciclu. Există ceva ce rămâne cumva agățat în energia acestei persoane. O persoană care spionează, care te spionează, ascultătorul, o persoană care te urmărește. O persoană care se hrănește cu informațiile pe care le poate obține în legătură cu tine. Haideți să vedem în continuare. Iată pe cineva care parcă și-ar dori să intre direct prin ușa ta. Iar asta se leagă cu această curiozitate, da? Se leagă cu această energie a spionului. Cineva care vrea să fie acolo, undeva, la tine, în interiorul casei. Adică să știe tot ce miști tu, să afle tot ce vorbești tu. Iată. Să-ți asculte conversațiile, să vadă inclusiv oare ce se ascunde în mintea ta, ce gândești tu, ce visezi tu. Aici avem o persoană măcinată de gelozie și de dor. Cineva care știe că are de făcut ceva. Există o anumită presiune pe care această persoană și-o pune pentru a acționa rapid. Până acum avem pe cineva din Fecioară, pe cineva din Leu sau din Berbec. Avem de asemenea pe cineva din Scorpion. Haideți să vedem în continuare ce apare aici, în această conexiune. Care energia conexiunii voastre? Iată o persoană chinuită, o persoană speriată, o persoană care visează la vremuri mai bune, pentru că ceea ce se întâmplă acum în viața sa nu îi aduce bucurie, nu îi aduce satisfacție. Din contră, este o perioadă în care această persoană trebuie să se confrunte cu ceea ce o cam sperie cel mai tare. Și de asemenea vorbim despre ceva ce se întoarce, cineva care se întoarce. Avem aici un soi de ciclu care părea să fie închis în trecut și care acum se redeschide, da? Se prezintă din nou în fața voastră ceva ce părea să aparțină trecutului. Haideți să vedem care sunt gândurile acestei persoane vis-a-vis de tine, ascultătorule. Aici mai avem pe cineva din Rac sau din Pești. Iată din nou pe cineva din Scorpion sau din Berbec. Gândurile acestei persoane în legătură cu tine, oare cum să te scoate din turnul tău?
Oare ce să facă această persoană pentru a-ți atrage atenția? Această persoană se gândește să facă ceva major pentru a putea să aibă din nou acces la tine. Da? Iată. Cumva pentru a avea acces din două direcții. Această persoană care, înconjurată fiind de anumite persoane care știu despre povestea voastră, pare să fie încurajată în legătură cu pașii săi. Iar aici, energia acestui turn vorbește de asemenea despre ceva neașteptat. Despre ceva ce se întâmplă cumva peste noapte. Energia acestui turn poate să aibă legătură și cu cineva care face o criză de nervi. Sau cineva care scoate la suprafață tot ceea ce ascunsese până la acel moment. Da? Cineva care pune pe masă absolut tot adevărul. Și acest adevăr care riscă cumva să clatine fundamentele acestei persoane, acest adevăr care pentru tine s-ar putea să fie ceva complet neașteptat. Și haideți să vedem ce se întâmplă odată cu această manifestare a acestui turn. Voi percepeți această conexiune ca fiind destul de instabilă. Percepeți această conexiune, iată, ca fiind câteodată unilaterală, adică cineva tot propune, cineva tot oferă și celălalt tot refuză, da? Lasă-mă în pace că nu vreau. E, pare că partenerul care refuză de cele mai multe ori este acel partener care își dorește controlul, își dorește puterea, își dorește să aibă la îndemână toate instrumentele necesare pentru a putea să țină această situație conform cu dorințele sale, conform cu așteptările sale. Însă după acest moment turn, dar s-ar putea să fie puse în discuție tocmai aceste atitudini repetitive care creează neînțelegere în relația voastră. Și se poate redeschide ceva, da? Se pot arăta aceste făclii, mă deschid către soluții noi, da? Mă deschid către ceea ce poate să vină din exterior. Asta înseamnă că s-ar putea să redeschideți discuția despre viitor într-un mod diferit. Adică acest moment turn s-ar putea să fie, de fapt, o mare binecuvântare în această poveste. Haideți să vedem mai departe. Care este energia acestei conexiuni? Iată pe cineva care trăiește foarte greu această perioadă. Cineva care nu se simte bine, cineva care trebuie să facă o vizită la un medic, cineva care trebuie să descopere ceva, trebuie să intre în această peșteră, trebuie să îndrăznească, da? Să înfrunte ceva. Vorbim aici despre o persoană care simte această chemare la a schimba ceva, a cere ajutorul din partea celorlalți, a-ți spune ție direct că și-a atins cumva limita și atunci te roagă să intervii în situația sa sau îți cere să îi dai cumva credit pentru comportamentul pe care l-a avut într-o perioadă foarte dificilă. Adică s-ar putea să-ți spună, de exemplu, că s-a comportat diferit pentru că a avut probleme pe care n-a știut cum să le rezolve. Energia acestei judecăți vorbește din nou despre ceva ce se întoarce, despre cineva care se întoarce, chiar despre cineva care s-ar putea să se întoarcă destul de rapid. Energia acestei judecăți anunță ceva important. Haideți să vedem mai departe. O casă nouă pentru unii dintre voi. S-ar putea să vizitați niște proprietăți, s-ar putea să fiți interesați de niște investiții, s-ar putea să vă doriți să vă mutați, să vă relocați. Și s-ar putea să aveți și resursele mai repede decât vă așteptați voi, pentru că vorbim despre această energie a împărătesei. Ceva este de rezolvat, ceva este de vindecat, cineva trebuie să ceară o opinie specializată, da? Avem din nou această imagine a cuiva care merge la medic. Haideți să vedem în continuare care este energia acestei conexiuni, energia acestei persoane. Și energia ta, ascultătorule, iată această persoană care își scoate masca.
Iată această persoană care renunță la niște chestiuni vechi. Iată această persoană confruntată cu adevărul. Iar tu, ascultătorule, cu o postură foarte, foarte seducătoare. Tu, ascultătorule, care pari foarte atractiv sau foarte atractivă pentru această persoană. Ceva se reaprinde puternic în interiorul acestei persoane vis-a-vis de tine. Haideți să vedem în continuare ce mai putem afla. Avem aici persoane care sunt născute marți sau vineri, sâmbătă sau miercuri. Persoane care sunt născute dimineața. Iată această persoană care caută ceva semne sau care observă niște lucruri în jurul său, cineva care are parte de sincronicități, cineva care începe să vadă lucruri care au foarte mult sens pentru conexiunea voastră. Și deci atenția sa este îndreptată către tine, ascultătorule, și pentru că, iată, ceea ce se întâmplă în jurul său pare să conspire la apropierea acestei persoane de tine sau întoarcerea acestei persoane. În energia ta, ascultătorule, vorbim despre a te simți prins, agățat, cumva prizonier sau prizonieră. Cineva te ține sub controlul său. Haideți să vedem ce e cu această energie. Vorbim despre această persoană care ți-a dat foarte mult de gândit la un moment dat. Vorbim despre această persoană care probabil că nu a arătat afecțiunea sa constantă, nu ți-a oferit prezența sa constantă. Sau a avut perioade în care s-a comportat foarte bine, alte perioade în care s-a comportat foarte rău. Deci ai avut tot felul de oscilații, ai avut tot felul de perioade de sus sau de jos, dar niște extreme pe care tu ai început să le duci foarte greu, ascultătorule. Și văd că ceea ce apare în energia ta în continuare are legătură cu a vindeca, are legătură cu a merge mai departe. Iată și energia vărsătorului. Deci a merge mai departe, a reuși și a căpăta sau a recăpăta un soi de putere asupra acestei situații. Probabil că te-ai simțit la un moment dat, ascultătorule, extrem de lipsit sau lipsită de putere, da? De ca și cum cineva îți ordona, de ca și cum cineva te ținea așa pe sfoară, da? Și îți ghida cumva pașii. Asta pentru că această persoană a dorit foarte mult să nu cedeze în fața ta. A dorit foarte mult să nu cumva să îți paseze ție prea mult din puterea sa personală. A dorit să nu se fragilizeze, a dorit să nu devină slab sau slabă în fața ta. Mă întreb cum rezonează cu voi. Avem aici persoane care sunt născute pe data de 18, 27, 9. De asemenea, avem persoane care sunt născute pe 4, 13, 31, persoane născute pe 10, persoane născute pe 28, persoane născute pe data de 19, persoane născute pe 22, pe 11, 6, persoane născute pe data de 8, persoane născute în următoarele luni. Luna februarie, luna mai, luna iunie, de asemenea august sau noiembrie. Haideți să vedem mai departe care este energia acestei conexiuni. Iată o persoană care simte foarte multă tristețe și tu, ascultătorule, care te simți respins sau respinsă. Așadar, pare că în momentul ăsta niciunul dintre voi nu se simte confortabil cu ceea ce se întâmplă în această conexiune. Tu, ascultătorule, s-ar putea să-ți fii retras din investiție și această persoană s-ar putea să resimtă din plin lipsa ta. S-ar putea ca această tristețe să fie legată de felul în care se desfășoară lucrurile acum, adică diferit de ceea ce trăiați voi odată. Haideți să explorăm în continuare. Și totuși, iată, pare că persoana asta decide să aibă răbdare în legătură cu această conexiune a voastră, iar la tine apare din nou, ascultătorule, această energie a vindecării. Pentru o parte dintre voi,
Pentru cei dintre voi care trăiesc relația asta deja ca pe ceva imposibil sau ca pe ceva absolut nesănătos, există evident și această opțiune, da, care înseamnă o altă cale, care înseamnă a alege altceva, a lăsa în spate, a vindeca, indiferent ce ar putea să facă această persoană, indiferent de acțiunile sau de intențiile, da, acestei persoane. Dar iată această persoană care ți-ar spune că are o gaură în suflet. Cineva care îți spune că nu poate să treacă peste rana sa, iar în energia ta, ascultătorule, iată autosabotajul. Adică, parcă fiecare dintre voi vine cu niște argumente foarte puternice. Tu s-ar putea să consideri, ascultătorule, că a merge înainte cu povestea asta înseamnă a continua să îți pui bețe în roate. Pentru această persoană, iată, avem această energie a unei răni foarte puternice, da? Gaura din suflet, adică cineva care nu se mai simte întreg în condițiile date. Cineva care se teme că ar putea să se prăbușească cu totul dacă povestea voastră se încheie. Deci, cred că vă apropiați de un moment culminant, cred că vă apropiați de ceva foarte, foarte important în conexiunea asta, pentru că, iată, energiile astea devin din ce în ce mai intense și schimburile dintre voi devin din ce în ce mai intense. Cineva care totuși începe să creadă din nou și în energia ta curajul. Persoana asta care își dorește totuși să învețe ceva. Persoana asta își dorește să învețe ceva din felul în care tu iubești, ascultătorule. Iată după ce tânjește această persoană. Tânjește după iubirea ta, după ceea ce tu i-ai oferit, tânjește după acel model pe care tu i l-ai dat, tânjește după unicitatea momentelor voastre, tânjește după profunzimea conexiunii voastre. Așadar, pare că această persoană învață ceva important și acest ceva important pleacă de la ceea ce tu ai putut să oferi la un moment dat, ascultătorule. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro, găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine!